Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Puls Economic, singura emisiune din regiunea de Nord-Est ce ia cu adevărat pulsul economiei șene. Alături de mine se află doi oameni speciali și o să vedeți despre cine este vorba. Armand Shor, director general al Camerei de Comerț și Industrie Israel-România. Bună seara și bine ați venit, iată pentru câteva zile prezent la ea și profit de prezența dumneavoastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și eu și doamna Mirabela Miron, fondator firmă de consultanță Aviso. Bună seara și bine venit. Bună seara și bine v-am regăsit. Doi oameni extrem de ocupați, doi oameni care militează pentru ca România să se dezvolte din punct de vedere economic și nu numai, al educației, al medicinei, cam pe toate laturile. Diaspora, cel mai mare investitor din România. Dacă domnul Armand Shor a copilărit și a trăit o viață în România și iată că a decis încet, încet să meargă către Israel cu tot cu activități și a ajuns bine, iată, director general al Camerei de Comerț și Industrie România-Israel. Doamna Mirabela Miron are proiecte interesante prin care își dorește să aducă înapoi, în Iași, oameni plecați peste hotare, care iată au acumulat capital, nu numai financiar, ci și intelectual. Și civic. Și civic, da, ce e cel mai important, și să le pună aici în practică. O să îmi permiteți să-l întreb pe domnul Armand, pentru că, după cum vă spuneam, a venit doar pentru câteva zile, Iașul reprezentând încă orașul dumneavoastră de suflet. Cuvântul încă nu prea se potrivește. Iubiți și Israelul. Nu, este totdeauna va fi orașul meu de suflet. Deci nu poate dispărea. Încă e ceva care e provizor nou. Iașul este orașul în care m-am născut, în care am copilărit, orașul în care am prieteni și orașul care va rămâne întotdeauna orașul meu. N-avem ce face. Suntem eșeni, suntem foarte mulți eșeni în Israel, în afară de faptul că suntem născuți în România, suntem născuți în Iași. Și Iași pentru noi este Iași. Deci când spui cuvântul Iași, îl simțim. Și am încercat pentru prima dată să punem Iașul în față, adică să arătăm că în România există un oraș pentru noi special, care este Iași, un oraș al culturii, un oraș care, ca originar din România, este un oraș care a dat României totul în prima fază, dacă vorbim la instituțiile pedagogice, la facultățile de medicină, facultățile politehnic, școlile primare, Iașul care are Teatrul Național, unul cele mai frumoase din lume, Iași care pentru evrei are un rol deosebit, în vedere faptul că Iași a fost primul teatru idiș din lume. Avem una din cele mai vechi sinagogi chiar din lume, de 450 de ani, care există în Iași. Avem și amintiri triste din Iași, care Iași a fost un oraș al crimei în anii legionari, dar asta a fost un mic episod neplăcut, deci în perioada noastră când am trăit ca comunitate în Iași, dar noi încercăm să promovăm Iașul pe partea de economie, pe partea de dezvoltare și avem posibilitatea să facem acest lucru. Cum regăsiți Iașul de fiecare dată când, iată, reveniți în acest oraș? Iași, n-aș putea să vă spun cum îl regăsesc, fiindcă sunt foarte subiectiv. Adică nu pot fi obiectiv față de lucruri pe care îl iubești. Totdeauna când trăiești, vezi un lucru la care ții, este lucrul cel mai frumos. Pentru noi Iași a rămas, pentru mine și pentru prietenii mei care vin tot timpul în Iași, a rămas orașul de suflet, orașul copilăriei. Că copilăria e lucrul cel mai important, părinții, aici ne-am jucat, aici am făcut școala. Dar orașul se dezvoltă și se dezvoltă, ocupă numărul 2, iată, după București, în funcție de numărul de locuitori. Asta noi știm treaba asta, dar în afară de asta, Iașul are un suflet al lui care nu găsim în celelalte orașe, asta vă spun, nu în calitate de ieșan, în calitate de israelian care vorbește cu alte persoane care au venit în vizită în România. La Iașul era ceva care n-a simțit nicăieri. Deci Iașul are un suflet al lui, are tineretul, are centru care emite ceva, care noi îl simțim. Deci Iașul este un oraș care are un specific special, nu este București, care e un oraș pentru noi uscat, care la depărtare. Rămâne oraș... totuși capitala. Se dă ora exactă, știți, de la București. Iată, cu toate acestea, Mirabela Miron nu a fost atrasă nici de București, nici de un alt oraș important din Europa, ci a preferat să rămână aici la Iași și să facă lucruri frumoase pentru noi ieșenii și pentru mediul de aici, atât economic, cât și civic, după cum spuneai, cât și educațional. Și este de admirat pentru acest lucru. Este de admirat pentru acest lucru. Și încurajată.
Și de ce nu chiar mai mulți reprezentanți ai mediului de afaceri, dacă ar putea să se asocieze cu ea și să-i urmeze exemplu? Mirabela, de unde e ideea de a atrage la ea și iată oameni plecați peste hotare care să vină aici și să investească în oraș? Ideea nu mi-aparține. Ideea a venit prin asocierea cu grupul Repatrio. După cum știți, fac parte din grupul Repatrio, un program al Romanian Business Leaders, în care o mână de oameni de afaceri, acum câțiva ani, s-au gândit că trebuie să facă ceva mai mult pentru România dacă nu vrem ca peste 20 de ani să avem infrastructură și să nu avem cine să o folosească. Pentru că problema noastră acum principală este depopularea și faptul că nu face nici guvernul, nici noi ca cetățeni suficient de mult pentru a-i atrage înapoi pe oamenii care au plecat de acasă. În contra, poate impulsionăm să plece că sunt salarii mari, sunt alte condiții. Din punct de vedere al guvernului, se practică o politică de a le face viața ușoară acolo unde sunt și nu este nimic rău sau de condamnat din acest punct de vedere. Dar noi aici, cei care am rămas, ne confruntăm cu o lipsă a forței de muncă și ne confruntăm cu o îmbătrânire a populației și cumva ideea a venit că trebuie să facem și este cu trebuie să facem ceva, deci toți împreună, să nu mai plângem și să le arătăm oamenilor care au plecat, pentru că ei nu au plecat de bine, au plecat datorită conjuncturii economice, datorită conjuncturii societății, să le arătăm că România noastră a crescut în ultimii 20 de ani, că salariile au devenit oarecum similare cu ceea ce se întâmplă în Europa de Vest și că România are o groază și o multitudine de oportunități din punct de vedere a business-ului. Și să nu așteptăm să vină ei către noi și să ne ducem noi către ei. Să le întindem o mână. Să le întindem o mână. Nu este ceva extraordinar sau ieșit din comun. Eu zic că sunt lucruri firești pe care noi oamenii ar trebui să le facem înainte de toate. Să ne gândim la noi, la stabilitatea noastră ca țară, la stabilitatea noastră ca regiune și apoi să punem partea economică. Și de ce nu să-i atragem chiar și pe cei din Israel, da? Să vină la noi în oraș, să investească, să deschidă aici business-uri, pentru că este loc pentru toată lumea, mai ales pentru oamenii buni. Tocmai această vizită a domnului primar a orașului Iași, domnul Chirica, mi-ați ridicat mingea la filou, că vreau acum să spun despre faptul că, iată, mai mult, înainte de toate, poate și mai mult ca orice, suntem frați, domnule Arman. Suntem frați, iată, cu toți cei din Haifa, da. Iașul s-a înfrățit. S-a înfrățit cu tot Israelul, s-a înfrățit. Cu tot Israelul, Haifa, da. Este orașul nostru de top, de vârf, din punct de vedere original din România. Trebuie să număr foarte mare de original din România în Haifa, numărul cel mai mare din țară se află la Haifa, se află în foarte mulți lucrări în domeniul business-ului, toți au reușit. Adică pot să vă spun că gradul de reușit este 100%. Cei veniți din România reușesc, fiindcă sunt obișnuiți să muncească, fiindcă noi în România atunci am muncit. Sunt obișnuiți cu greu, domnul Armand. Sunt obișnuiți cu greu, dar suntem obișnuiți să... Să supraviețuiești și în mediul de business în România nu e ușor. Nu e ușor din niciun punct de vedere în România la ora actuală, fiindcă mă uit ce se întâmplă la televizor, nu e ușor să trăiești la țară, nu e ușor să trăiești la oraș, nu știi ce te așteaptă ziua de mâine, fiindcă legile se schimbă, dar România trebuie să meargă înainte, că nu orice piedică poate să ne dea înapoi. Și cred că Israelul, prin faptul că trăiește o comunitate foarte mare de originari din România, poate să provoace o schimbare a... zicem așa, mediului de afaceri din Iași, adică să aducem investitori de acolo cu condiția să putem să le prezentăm avantajele acestui oraș. Faptul că la această oră s-au deschis poduri aeriene între Israel și Iași contează foarte mult. Avem 4 zboruri săptămânale, lucru care până acum câțiva nu exista, și când îi spuneai cuiva să vii la Iași, spunea 8 ori la București, 7 ori la București, n-am ce căuta în Iași. E prea mult, da. Exact. Acest lucru este un lucru foarte, foarte important. Foarte important este faptul că primăria orașului Iași s-a mobilizat pentru a realiza această înfrățire cu orașul Haifa, că nu e înfrățire pe hârtie, este o înfrățire. Aș vrea să dați multe detalii, pentru că au fost și mulți contestatari și mulți adepți, poate, iată, a vizitei făcute de domnul primar Mihai Chirica împreună cu alte oficialități și cu reprezentanți, da, ai mediului de business. Da. Și efectiv să povestim ce s-a întâmplat acolo și faptul că nu a fost o vizită oficială, ce s-au pus bazele unor legături, da, cu reprezentanți puternici ai mediului de business din Israel. Această vizită nu a fost o vizită pentru a stabili relații, a fost o vizită pentru a deschide o ușă, pentru a vedea oportunități. Fiindcă nu poți în prima vizită, când vii într-o țară industrializată puternic, și Israel la ora actuală este recunoscut în lume ca o industrie foarte puternică. Spuneați că se construiește peste noapte, efectiv sunteți dumneavoastră uimit. Se construiește într-un ritm foarte, foarte rapid. Ritmul de construcție este uriaș,
într-un mod care nu poți, chiar ca israelian când trăiești acolo, nu poți da seama de ce și cum se reușește, dar asta este ritmul țării de acolo. Dar faptul că cei veniți din Iași pot să vadă într-o dată o altă lume, o lume a reușitei. Dar muncești, dar reușești. Metodele cum se realizează acest lucru, fiindcă Israel este țară grea. Dacă luăm în considerație că ne trăim într-un mediu ostil, într-un asta mediu care nu avem... Exact, care rachetele nu avem, vă pândesc? Rachetele ne pândesc, vecinii ne așteaptă, marea ne așteaptă să ne arunce în mare, fiecare vrea să ne distrugă și tocmai asta ne dă forța să rezistăm. Că în momentul când ți este foarte bine, adormi. În momentul când este mai greu, pericolul, da? Atunci trebuie să fii tot timpul treaz, tot timpul trebuie să cauți metodele de supraviețuire. Și partea economică, industria și dezvoltarea comerțului este un mod de a supraviețui, fiindcă îți dă posibilitatea să trăiești. Și cred că România, Iașu, ar putea să învețe foarte mult. Avem foarte mulți originari din România implicați în mediul de afaceri, în conducerea ministerilor, până la top. Deci nu există loc în Israel în care să scoți un cuvânt și să spui ceva, a, bunica mea e din Iași, bunicul meu e din Buhuș, tatăl meu e din satul mare, deci avem peste tot. Frumos. Da, originari din România. Rădăcini în România, avem, da? Și noi ne mândrim cu acest lucru, fiindcă avem reprezentanți în toate mediile din Israel. Dacă vorbim de sistemul de sănătate, tot ne-au fost foarte bine amplasat medici din România, foarte buni, dar mediul incineresc, foarte bun. Sistemul de securitate, la toate nivelele, avem originari din România. Deci suntem în toate domeniile vieții din Israel și am reușit în toate aceste domenii. Deci nu sunt domenii în care lucrăm, domenii în care reușim. Și cred că reușind și fiind acolo și noi, ne uitând faptul că suntem născuți în România și în special că cei care suntem născuți la Iași, nici asta nu uităm. Când avem fiecare an excursii și ne organizăm întâlniri, și terminarea facultății, și terminarea școlii, și căutăm motive să ne reîntâlnim și aceste motive le găsim. Să vedem dacă subscrie la opinia dumneavoastră, doamna Mirabela Miron, pentru prima dată în Israel? Nu, pentru a doua oară. Am mai fost odată tot în interes de business. Noi ca și societate am stabilit deja câteva parteneriate acolo în Israel și încercăm să le punem pe picioare cât mai repede aici. Ce m-a surprins în mod plăcut și ce am văzut eu și ce am învățat eu din Israel a fost modul în care oamenii au învățat acolo să lucreze împreună. În momentul în care mediul de business cu mediul guvernamental sau administrațiile locale își dau mâna, lucrurile se întâmplă, așa cum spunea Armand, peste noapte. Și cu mediul de cercetare. Și cu mediul de cercetare, da, și am văzut o deschidere foarte mare spre partea de cercetare și inovare. Am văzut câteva institute de cercetare, eu am rămas foarte uimită de ce se întâmplă acolo. Faptul că institutul a fost chemat să-și replice campusul în New York sau în Singapore este o mare realizare. Și o recunoaștere. Chiar vorbeam cu Armand, de ce nu am putea face și acest lucru în Iași, având în vedere că avem universitățile foarte aproape, poate nu la nivelul care este acolo, dar la un nivel mai mic să încercăm. Nu avem banii de acolo, nu avem cum să ne permitem nici efectiv oamenii să de acolo. Investim atât de mult în bază de date, în cercetare, în inovare, să plătim oamenii la nivelul la care sunt plătiți acolo. Din păcate banii sunt, dar dispar pe drum până la universitate. Și nici în Israel n-au fost bani de la început, dar în momentul în care tu ai proiecte viabile, proiecte care se poate pune pe hârtie și se vedea clar, concret, în 5, în 10 ani, care este finalitatea proiectului, banii se găsesc. Banii se creează. Da, exact. Părerea mea este că aici avem de învățat vis-a-vis de a lucra împreună, de a face o viziune comună și dacă ne raportăm la orașul Iași, să găsim acea strategie pe care orașul să-și o asume și acea echipă de oameni care să muncească pentru strategia respectivă. Eu personal consider că putem dezvolta partea de ITNC, partea de R&D, partea de medicină și cu un parteneriat sustenabil și deja primii pași făcuți cu Israelul se poate face foarte multe în acest sens. Știu că e un subiect care vă doare, și anume imaginea României peste hotare. Imaginea României peste hotare ar trebui promovată în primul rând prin instituțiile românești care se află în străinătate. Din păcate, azi nu uităm la ambasada nu României. Nu e una cu care să ne mulțumim. Până la jumătate nu este ambasador. Ne uităm la consulatul României în Israel. Este cel mai mare dușman al românilor. Dacă intră acolo, de la ușă, parcă te așteaptă cineva să dea afară. Nu stai aici, nu intră acolo, nu fă un pas dincoace. Cine ești? Pentru ce îi cauți? Pentru ce spui? Ești tratat cu ostilitate cum nu există. N-am fost tratat niciodată, nici în regimul dictatorial n-am fost cu asemenea ostilitate cum sunt tratat la consulat.
Nu există treaba asta. Eu informații imediat, așteaptă, dă, iar rând, stai. Deci modul în care vi se vorbește. Foarte, foarte urât. Nu toată lumea. Adică sunt persoane care promovează în mod să zicem, deliberat o atitudine ostilă. Nu mai față noi ca evrei, ci față de muncitori români sau față cei care vin acolo, au nevoie un act, sau studenții care vor să vină să învețe în România. De ce suntem tratați ca niște oameni de mâna a doua? De ce? Noi nu venim să cerem nimica de pomană, nu venim să rugăm nimica. Dacă sunt cetățean român, în Tel Aviv și când intru la ambasadă și când vine în România. România sunt respectat, acolo sunt aruncat ca un gunoi. De ce? Pentru că este un consul care când îi spune, nu te atingi doar că e sub acoperire, ce înseamnă acest sub acoperire? Este o chestie care trebuie să dispară din limbajul românesc. Toți oamenii care primesc salarii să-și facă datoria. Și, din păcate, poate e mai rău ca înainte de 89, am ajuns să ne fie frică și de vecinul nostru, și de prietenul nostru, și de toți cei ce ne înconjoară, considerând că e sub acoperire, nu? Eu am trăit în această țară și n-am suferit niciodată nici asta, a fost un regim, dar acum nimeni nu vorbește cu mine, când nu te atinge, nu-i spune, nu fă nimic. De ce exact acest lucru? Consul care mi este mie dușman, când intru acolo, nu știu, țipă la mine? Și îi spun la una, uite cum arăți, uite, ești o babă. Ce înseamnă asta? Oameni care au trecut holocaustul. Oameni care poate unii nu mai știu românește bine. Copiii noștri nu mai vorbesc românește bine la nivelul nostru. Dar ajută-i ca să se apropie de România. Că noi vrem să uite niciodată că noi ne-am născut aici și țara asta a fost țara noastră. Care ne-a oferit mult totul. Decât atât, cred că e un exemplu elocvent faptul că nu v-ați uitat limba, cu toate că trebuie să specificăm 99%, poate 100% din timpul dumneavoastră, nu vorbiți limba română. Nu vorbiți limba română deloc, dar avem ziare în limba română în Israel, avem reviste în limba română, avem organizații românești, suntem primul stat care facem care construim un muzeu al originalului din România, al diasporei românești, de care ne suntem mândri într-o localitate înființată cu 182 de ani de un grup originar din Moinești. Deci noi reamintim tuturor că noi ne-am născut în România și în România am fost educați, am fost crescuți și nu ne este rușine cu acest lucru, fiindcă România este o țară de top. Noi considerăm că România a avut oameni în perioada interbelică, a fost o țară de vârf care a dat lumii foarte mulți oameni la un nivel ridicat. Valoroși, așa. Valoroși. Mirabela, dăm exemplu de câțiva oameni de succes pe care ai reușit să-i convingi, iată, să se întoarcă în orașul nostru, în Iași. Și spunem care este viziunea lor după ce au trăit mulți ani peste hotare. Până să-ți răspund la întrebare, aș vrea să-ți confirm faptul că în Israel este într-adevăr o comunitate de oameni care iubesc România. Nu doar o iubesc, o respectă. Și lucrul acesta se vede prin orice vorbă și orice cuvânt pe care îl scot și orice comportament referitor la România. E o lecție de învățat pentru noi, cei care trăim aici, în viața de zi cu zi. E o lecție de învățat și pe care ar trebui să o învețe copiii noștri de la școală, de la grădiniță. Pe de altă parte, vis-a-vis de imaginea României în lume, o să mă refer din nou la Repatriot. Noi în Repatriot avem o rugăminte către toți românii. Atunci când vorbiți de România, vorbiți-o de bine, vorbiți ceea ce se întâmplă cu adevărat în România, nu ceea ce se propagă prin media, ceea ce se întâmplă în mediul politic. În România se întâmplă și foarte multe lucruri bune, dar din păcate nu le spune absolut nimeni sau sunt lăsate undeva. Și din păcate mai, pe multe dintre canalele mass media primează, iată, instabilitatea asta și haosul din politic și nu numai. Și referindu-ne la ce spunea Arman vis-a-vis de consulat ambasade, cred că dacă ei nu vor, să-i obligăm să vrea. Să-i obligăm prin comportamentul nostru, să-i facem să-și dea seama că comportamentul lor este greșit. Și dacă greșit. Nu oferă respectul benevol, să-l impunem noi, nu? Să-l impunem cum? Noi. Că am reclamat la toate nivelele, inclusiv ministrul de extern, inclusiv cu toți am vorbit, pe nimeni nu interesează. E lasă așa cum sunt. La un moment dat o să intereseze și dacă semnalăm din mai multe puncte, o să se facă schimbarea. Eu una personal simt că România se schimbă și se schimbă în bine. Da, avem deficiențe la programul de guvernare, la clasa politică, la modul în care se dau legile de azi pe mâine, la legile justiției, sunt deficiențe. Ce facem cu instabilitatea fiscală? Instabilitatea fiscală deocamdată este bine. Deocamdată, dacă este să tragem linie, suntem aproape un paradis fiscal, vorbind foarte, foarte franc. Avem impozit pe micro-întreprindere 1-3% dacă ai sau n-ai angajat, avem impozit pe dividend 5%, impozitarea pe muncă este oarecum ridicată, dar nu exagerat, 32-34%, stăm bine, TVA-ul este 19%. Deci vreau să facem comparația și cu statele ce...
fac parte din Uniunea Europeană și la care ne raportăm. State mai dezvoltate. Comparativ cu state mai dezvoltate, impozitarea muncii este, vorbim de vestul Europei, impozitarea muncii poate să ajungă undeva progresiv, că vorbim de impozit progresiv 60-65%. Deci să vedem unde ne situăm noi vis-a-vis de alții. Noi ne situăm comparativ cu tot ce se întâmplă în vest destul de bine din punct de vedere al impozitării. Ceea ce este mai dificil la noi este faptul că nu avem predictibilitate, că de azi pe mâine s-ar putea ca legile să se schimbe. Acum avem un guvern de 3 luni, mai bine de 3 luni. Avem un guvern mai bine de 3 luni. Deocamdată lucrurile sunt... Și dacă deschidem ziarele și dacă deschidem canalele media, observăm că urmează... Dar să nu uităm... Nu știu cum să o numesc, că e o mișcare de forțe, mai sunt, bine sunt zis, în România. Sunt politizate, adică da, sunt corecte. Sunt politizate. Fiecare deci în loc să scoatem în evidență lucrurile frumoase ce se întâmplă și în România... Și să nu mai uităm, mă scuz că te întrerup, noi avem finanțările europene de care ar trebui să profităm la maxim. Suntem în al doilea exercițiu al alocării, încă nu s-au dat drumul la toate liniile de finanțare, bani sunt. Cred că în loc să ne focusăm pe ce se întâmplă rău pe politică, să lăsăm politica lor și să mergem la vot atunci când avem ocazia. În cuvânt de zis și noi. În cuvânt de zis și când putem să ne exprimăm doleanța noastră sau punctul nostru de vedere și să ne focusăm cel puțin mediul de business pe a atrage finanțări. Este o oportunitate care nu trebuie ratată. Asta e părerea mea personală. Iar revenind la Restart Home, Sunt suficient de multe firme, persoane care au ales să se întoarcă în România. Încă n-au ales să se întoarcă fizic 100%, dar și-au deschis firme, au aplicat la programele naționale, în special Startup Nation și Diaspora Startup, dar la Diaspora încă e mai reticent. Domeniile prin care au aplicat sunt în special servicii, producție doar pe, nu știu, hai să vă dau un exemplu, feronerie, de exemplu, undeva în Tomești, cineva, servisuri auto, cam astea sunt domeniile. Cineva care are experiență, iată, care are experiență și care au făcut un prim pas de a se întoarce. Și toate cunoștințele, da, pentru a se întoarce acasă. O afacere de succes. O să aflăm mult mai multe detalii despre ceea ce înseamnă Diaspora și de ce la ora actuală este cel mai mare investitor din România, dar toate aceste detalii după un scurt moment pentru publicitate. Revenim imediat.